Acțiuni politice care nu și-au rostul, așa a calificat premierul Viorica Dăncilă refuzul președintelui Klaus Iohannis de a accepta numirile la Ministerele Transporturilor și Dezvoltării. Premierul a adăugat că președintele face tot posibilul să blocheze activitatea guvernului, dar că românii au nevoie acum de unitate. Vreau să aniversăm Ziua Națională într-un climat de liniște, de pace și fără dezbinare. Interesul național, cred cu tărie, că trebuie să primeze în fața interesului politic. Guvernul a dezbătut proiectul de rectificare bugetară, pe care premierul a calificat-o drept pozitivă, în ciuda faptului că s-au tăiat bani de la proiectele a 9 ministere, proiecte finanțate din fonduri europene. Este o rectificare pozitivă care arată preocuparea guvernului pentru politicile sociale și de sănătate, dar și pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar asumată. În urma rectificării bugetare, 6 ministere, între care Ministerul Muncii și cel al Sănătății, au primit fonduri suplimentare, în timp ce Ministerul Transporturilor a pierdut 1,1 miliarde de lei.